Hello, dragilor, ce faceți? Eu și canalul meu aici prezent. Astăzi vrem să vă vorbim despre mascara. Foarte multe mascara pe care le-am încercat eu în ultima vreme și cu toate că despre majoritatea cel mai probabil v-am vorbit ori în clip cu terminate, ori în clip cu favorite, ori într-un get ready with me, I don't know. V-am vorbit probabil de mai toate. Vreau să fac un clip sau am vrut de mult timp să fac un clip în care să adun o varietate mai mare de mascara, de rimeluri și să vă povestesc despre ele, ca să aveți așa ca o idee, ca o comparație cam cum performează, cum se comportă, cum arată din perspectiva mea, bineînțeles. Am mai făcut un astfel de clip undeva cu vreo 2 sau 3 ani, nu mai țin minte exact, este pe celălalt canal. O să vi-l las în descriere dacă vreți să-l vedeți, pentru că acolo am mai multe mascara high-end. Aici am o singură mascara high-end. Cred, parcă, așa țin minte, da, din ce văd eu, da, parcă eu este o singură mascara high-end și asta pentru că eu v-am zis că sunt de părere că mascara trebuie înlocuită odată la 3 luni și de-aia mi se pare destul de costisitor să dai undeva peste 50 de lei pe o mascara. Se găsesc suficiente mascara drugstore foarte bune, dar înainte de a trece efectiv în revistă fiecare mascara și de a vă vorbi despre ele, aș vrea să lămurim pentru cine nu știe și nu m-a mai auzit spune faptul că eu sunt în căutare de mascara pentru volum, pentru că am niște gene lungi, sunt destul de lungi, consider eu, unii zic că sunt chiar mai lungi decât media normală, acum nu știu care e media normală, dar eu am niște gene lungi, curbate, care stau destul de ok și atunci am nevoie mai degrabă de volum ca să am intensifice cumva genele, ca să le fac o puțin mai fluffy, să fie mai puternice, mai... Așa. Așa. Și o să începem cu o mascara no name pentru mine sau necunoscută pentru mine, care se numește 183 Days Mascara in a Tube Volume. Așa îi zice. Pe asta am luat-o de pe import direct odată. Am dat o comandă mai mare pe import direct și am luat acolo cam tot ce am găsit și nu avea legătură neapărat cu chestiile de la noi din comerț, doar de ideea de a testa. Mă gândesc că dacă sunteți în străinătate, poate dați de brandurile astea și am zis că n-ar strica să văd și eu cam cum se comportă. Are o periuță relativ banală, conică. Nu m-a impresionat, nu mi s-a părut ceva excepțional la mascara asta, vine într-un tub din ăsta de zici că se stoarce așa. Mi s-a părut că s-a uscat și foarte repede și nu mi s-a părut că ar fi ceva extraordinar la ea, așa că, da, asta n-a fost un hit pentru mine. Apoi, mai am o mascara care este tot așa un brand ceva necunoscut pentru mine, este luată tot de pe import direct și se numește Quentissi Exclusive, cred că brandul, Volume Mascara in Black. Care la fel are o periuță mai dolofană, așa mai groasă, este o periuță din aceea sintetică de plastic, foarte groasă, cu perii destul de scurți. Asta mi s-a părut că avea o tentativă de volum, dar la fel n-a rezistat foarte bine. Deci, în cazul în care dați de aceste mascara, să știți că nu mi s-au părut, cel puțin personal nu le-am considerat extraordinare. Apoi, avem două de la Melchior. Avem odată un waterproof mascara, are, din câte mi-aduc eu aminte, pentru că asta am folosit-o mai de mult, n-a fost tocmai waterproof, adică mi s-a părut că s-a cernut foarte, foarte tare pe față, mi-a căzut de pe gene și n-a fost waterproof. Este neagră, are o periuță banală, simplă, clasică, dacă vreți, dar nu a făcut nimic extraordinar și nu mi s-a părut că ar fi senzațional, adică în materie de volum sau așa. O mascara, în schimb, care mi-a plăcut de la Melchior, care este o mascara mai degrabă de fan, așa, pe care am purtat-o, cred că vara trecută, nu asta de-a trecut, tocmai ce-a trecut cealaltă, este mascara asta albastră de la Melchior și pe asta am purtat-o mai mult ca mascara decorativă, dacă vreți, adică n-am purtat-o efectiv ca pe o mascara pentru volum și pentru alungire, ci după ce mă dădeam cu mascara mea neagră, veneam și aplicam pe vârfurile genelor cumva mascara asta albastră și era un efect, este de fapt un efect foarte simpatic pe care poți să-l dai vara, e, pare așa, un look mai de vară, mai glam, așa, mai, nu știu cum să zic,
simpatic, nu știu, mai jucă uși. Apoi, o mascara de la Avon pe care o am aici, care îi zice Big M Falsies. Este evident de volum, cum v-am zis. La asta nu prea mi-a plăcut periuța, pentru că, după cum vedeți, cred și aici, se mutilează așa, când o scos din tub se mutilează. Mascara în sine mi-a plăcut, mi s-a părut că a fost destul de ok în materie de volum și în materie de rezistență. La fel, mi s-a părut că s-a uscat prea repede, adică în termenul ăla de 3 luni mi s-a părut că s-a uscat destul de repede, dar un aspect care m-a deranjat a fost ăsta cu periuța, pentru că în momentul în care o scos din tub arată cam așa periuța, adică arată puțin chinuită. Și asta o face să nu aplice uniform mascara, dar asta cu precădere după ce s-a uscat mascara în tub. Dar la început a fost ok. Acum, pentru mascara de la Avon, eu zic că a fost destul de bună. O altă mascara pe care o am din Auchan este Cosmia, îi zice 3D Volume. Asta este genul ăla de mascara pentru cineva care de-abia începe să se dea cu mascara. Nu știu dacă de-abia ați început, sunteți la început cu machiajul, nu știu, nu vă e frică să vă dați cu mascara, nu vreți să se vadă când mergeți la școală, să nu vadă profesorii sau părinții, să nu vadă că v-ați dat cu mascara, să nu fie foarte evidentă. Asta este bună și este și accesibilă. Nu mai știu exact cât am dat pe ea, dar parcă am dat până în 20 de lei pe ea. Asta de la Cosmia a fost ok din punctul ăsta de vedere. Mie nu mi-a satisfăcut pretențiile în materie de volum și în materie de nu știu, de fluffiness al genelor, dacă vreți să spunem așa. Dar pentru cine nu-și dorește un look super evident, așa, niște gene super evidente, super încărcate, e o mascara bună și este și rezistentă, adică chiar e rezistentă, doar că, m-am zis, pentru mine n-a fost cea mai bună alegere. O mascara care mi-a plăcut destul de mult a fost asta de la Bourjois și îmi place foarte mult și periuța. Este o periuță din aia clasică. Se numește Beautiful Volume. Beautiful Volume, așa, de la Bourjois. A fost ok și în ceea ce privește volumul și în ceea ce privește consistența ei. În general, mie neplăcându-mi acele mascara care sunt foarte lichide, pentru că dacă vrei volum, vrei să se usuce foarte repede. Cum ai aplicat-o să se usuce foarte repede, astfel încât genele să nu se lipească între ele sau să nu riști să te mânjești și să stea așa cât mai țepede. Și a fost ok ca consistență. Am observat că și asta s-a uscat destul de repede, dar mi-a plăcut mult. Apoi, singura mascara pe care o am high-end în toată trupa de astăzi este Monsieur Big de la Lancôme, care a fost o mascara care mi-a plăcut foarte, foarte mult. Îmi place foarte mult. Asta dă un aspect din ăla de gene false, fără să fie excesiv de încărcate genele, adică fără să le încarce prea mult, dar le dă mult volum, adică este evident, nu știu cum să zic, este la limita aia dintre prea încărcate genele și și normale, știți, undeva acolo la limită, și arată foarte bine cu această mascara genele, doar că după ce am încercat-o pe asta, am găsit altă mascara care mi s-a părut cel puțin la fel de bună, dacă nu chiar mai bună, și cumva la jumătate din prețul ei, și este vorba de Air Volume de la L'Oreal. Este la momentul actual mascara numărul 1 preferată pentru mine. Puța îmi aduce aminte foarte tare, că m-am și mânjit cu tubul pe mână, îmi aduce aminte foarte tare periuța în sine, felul în care este construită periuța, de Better Than Sex de la Too Faced, parcă așa arată, adică dacă v-aș arăta periuța așa, cu siguranță spune că este de la Better Than Sex. Și asta dă un foarte, foarte mult volum. Deci dacă vreți niște gene încărcate care să se vadă, puteți aplica două, maxim 3 straturi, eu zice să vă opriți la 2 straturi din Air Volume și să vedeți ce efect are. Are un efect din ăla de gene false, super evidente, adică
Asta este o mascara pentru acelea care vreți gene încărcate, care vreți să se vadă că v-ați pus mascara pe gene. Nu este o mascara din aia cu minte. Știu că i-am făcut la un moment dat și un review. Mie personal asta îmi place foarte, foarte mult. Este, cum am zis, în prezent printre preferatele mele, dacă nu chiar top 1. Seamănă foarte mult cu asta de la Lancome. Ba, mi se pare că asta un pic dă și mai mult volum decât asta. Adică cu asta, dacă încerci să dai 3 straturi, deja e prea mult. La asta poți să întinzi 3 straturi dacă ai grijă cum le dai. Da, dar repet, este pentru acele persoane care vor să se vadă că este evidentă. Știu că tati zicea că ei nu i-a plăcut mascara asta, că nu i-a făcut nimic, în mod bizar. Mie mi se pare că dă foarte mult volum și încarcă foarte tare genele, adică chiar poți să încarci genele cu ele și rezistă foarte bine pe parcursul întregii zile, adică nu te trezești că te mânjești sau că-ți cade sau ceva de genul ăsta. Deci rezistă chiar foarte bine această mascara. Și apropo de tati, știu că mie nu mi-a plăcut aia cu Paradise Ecstatic de la L'Oreal. Adică nu că nu mi-a plăcut, mi s-a părut banală. În schimb, ei îi place foarte tare, ca să vedeți cam cum stau lucrurile. Da, e posibil să fie și ceva de producție. Apoi vine o mascara drugstore foarte accesibilă, pe care multă lume o iubește și nu înțeleg cum, pentru că eu am o problemă cu absolut toate mascara din această gamă sau de la acest brand și este vorba de Essence. Dacă mă urmăriți de ceva în timp, știți de drama mea cu Essence, că absolut toate mascara pe care le iau de la Essence mi se cer pe față. Nu mă irită, nu se întâmplă nimic, dar toate mi se cer. De la toate mă trezesc cam punctulețe negre pe aici, așa, pe la jumătate zilei când cad pe obraz. Și mi-a luat Eugenia mascara asta la un moment dat, se numește I Love Extreme, asta în tub roz. Mi-a luat Eugenia și mi-a plăcut foarte tare, mi s-a părut genială, a rezistat, nu mi s-a cernut și zic, mamă, yes, în sfârșit am învins blestemul. De unde? Aiure, din contră. Când am cumpărat eu mascara, asta, aceeași mascara, deci tot asta roz, mi s-a cernut. Da, deci e clar că este o problemă de consistență, de constanță a produselor, adică nu sunt constante produsele și din păcate eu nu reușesc să mă înțeleg cu aceste mascara de la Essence, cu toate că genul ăsta de periuță nu este preferata mea, o prefer pe cealaltă de la L'Oreal, de la Air Volume. Asta mi-a plăcut, adică îmi plăcea aplicarea, îmi plăcea efectul pe care îl dădea, îmi plăcea cum separa genele, dar îmi cade de pe gene și mi se întâmplă cu absolut toate rimelurile de la Essence și voi îmi spuneți tot timpul, știi pe aia Baby Doll sau nu știu cum se numește, aia cu roz sau aia cu verde sau aia albastră sau aia nu știu care de la Essence, este genială și eu am încercat vreo 6 până acum și la toate am avut aceeași experiență, deci nu. În schimb, brandul soră sau frate al Essence, și anume Catrice, are o mascara care mi-a plăcut foarte mult și chiar mă bătea gândul zilele trecute să o cumpăr iarăși pe asta de la Catrice. Glam and Doll, îi zice, este varianta asta neagră, că știu că ăștia de la Catrice au ediția asta de nu știu câte culori are tubul. Această periuță pare să fie aproape inexistentă, o să vă fac un close-up să vedeți, este așa aproape minusculă, dar cu toate astea face o treabă surprinzător de bună. Țin minte că mi-a plăcut mult mascara asta când am avut-o, chiar s-a comportat super bine. Volumul pe care îl dă nu este din ăla super exagerat, cum ar fi la Air Volume. Deci Air Volume intră la categoria aproape gene false, chestii exagerate. Bineînțeles, poți să ai și un look mai natural dacă aplici un singur strat, dar dacă aplici 2 sau 3 straturi, ajungi să pară că ai gene false și să se vadă, nene, că ai mascara pe gene. Asta este la capitolul îți dau volum, dar sunt cu minte, sunt acolo, sunt bine, știți, într-o zonă din asta. Mi-a plăcut mult, chiar v-am zis că mă bătea gândul să o recumpăr. O altă mascara cu care mă înțeleg super bine și cred că de asta v-am vorbit și în celălalt clip, nu mai știu că nu m-am uitat la clipul ăla înainte, este asta de Colossal Smoky Black,
pe care am mai avut-o, asta îmi place foarte tare de la Maybelline din gama asta de Colossal, este foarte, foarte bună. Mie mi-a plăcut întotdeauna și dă un volum foarte frumos și alungește genele, le separă și arată foarte bine și n-am nici cea mai mică problemă cu această mascara, dar să vedeți că am 3-4 de la Maybelline aici. Because Maybelline rules în materie de mascara. Mai am The Colossal 100% Black și asta mi-a plăcut. Mi s-a părut că a fost puțin mai cumințică decât asta, adică sunt relativ similare, dar totuși am văzut o diferență. Nu mare, dar mintea mea există. So, astea două sunt bune. În schimb, asta, The Colossal, cu ambalajul ăsta strălucitor, așa, holografic mauve, asta... nu mi-a plăcut. Nu știu ce s-a întâmplat cu ea, la fel mi s-a cernut, mi s-a părut că, în ciuda faptului că îmi dădea același volum ca astea două, nu știu, se cernea, arăta destul de dubios pe fața mea și la finalul zilei chiar aveam dungi negre pe la ochi și zic no, ok. În schimb, m-am înțeles bine și cu asta, dar intră la categoria mediocru și asta, The Colossal Big Shot. A fost bună, nu pot să zic că a fost senzațională, n-a fost nici rea, nici așa, a fost acolo undeva în zona de mediocru. Deci până acum pe mine cel mai tare m-au dat peste cap și m-au uluit Air Volume-ul și cu Monsieur Big de la Lancome. Până acum asta mi-a plăcut cel mai mult dintre toate și cu aia de la Catrice, dacă ar fi să alegem una super accesibilă. Asta a fost bună, dar nu pot să zic că, mamă, vreau neapărat să o cumpăr pentru că am găsit o mascara după care să mor. Așa, v-am zis, mi s-a părut ușor mediocră. Apoi avem Scandalize Reloaded de la Rimmel London și asta mi-a plăcut foarte mult, se aseamănă, dacă e să facem o comparație cu asta de Colossal Black Smoky sau Smoky Black, pardon, Smoky Black, se aseamănă foarte mult astea două, arată foarte bine pe gene, îți separă genele așa, îți dă volum, dar fără să fie extra încărcate genele. După aceea, mai am încă una, penultima și promit că terminăm, este 24 Hour Super Speed Volume Mascara de la Rimmel London, care are aceeași problemă cu periuța torturată. Da, nu, asta nu mi s-a părut așa grozavă. Pe asta știu că am schimbat-o foarte repede, că s-a și uscat foarte repede. Nu știu dacă am nimerit eu una care era deja veche și în momentul în care am deschis tubul s-a uscat, sau așa este formula, dar cert este că nu. Cert este că nu. Nu. N-a fost drăguță chiar deloc cu mine. Nu m-a iubit, nu m-a plăcut. Nu. Deci nu. Și ultima și cea din urmă, pe care de altfel o folosesc și în momentul de față, este cea mai nouă lansare, dacă nu mă înșel, de la Rimmel London. Se numește Wonderlux Volume. Este asta roz, că sunt două, din ce am înțeles, sunt două variante. Și asta are o periuță din aceea din plastic, cu perii destul de scurți și este relativ mediocră din punctul meu de vedere. Adică o am pusă și pe gene în momentul de față. E ok, dar se poate și mai bine de atât. Adică eu am avut și zile mai bune cu mascara de atâta. Nu mă dă pe spate, ca să zic așa. Deci nu mi se pare că, wow, e senzațională. E ok-iș. Nu e, e tot așa o mascara din aia, dacă vreți, o mascara care să nu fie evidentă, știți? Să nu fie in your face, să nu se vadă, să nu atragă foarte tare atenția. Nu știu dacă sunteți la școală, la liceu și n-aveți voie să purtați foarte mult machiaj. Asta este din aia cu mințică, nu o să atragă atenția, este ok. Dar pentru mine, pentru pretențiile mele în materie de volum, nu. Așa. În rest, nu am avut probleme mari cu niciuna dintre ele, exceptând ce v-am punctat la momentul în care am vorbit despre ele. Nu am simțit cu niciuna că se dau greu jos. Eu, nefiind amatoare de mascara waterproof și de mascara care să se dea greu jos, pentru că vreau să-mi și păstrez genele dacă se poate, asta care este waterproof la
Melchior, v-am zis că numai waterproof nu era așa, că n-am avut probleme în a o da jos, n-am avut probleme la demachiere cu niciuna dintre ele, mi se pare că se demachează decent toate cu ulei, cu dacă dai cu un demachiant cu ulei sau cu un ulei de demachiere, se curăță foarte bine. Bun, cam astea au fost părerile mele despre aceste mascara. Aș vrea să-mi spuneți și voi dacă le-ați încercat, dacă le-ați testat, care sunt părerile voastre, chiar sunt foarte curioasă, sau dacă aveți alte recomandări și de asemenea dacă vreți să mai facem astfel de clipuri cu retrospective asupra unor game de produse mai largi, adică să vă povestesc tot ce pot eu despre acele produse și să le putem compara între ele. Cam atât, dați un like și un share, nu uitați să vă abonați dacă nu ați făcut-o, ca să fiți în familia noastră. Vă pup și ne vedem în următorul clip. Ciao!